vorbește lumea la cafea, se aude tare. Cât de important este să ne facem periodic anumite ecografii? Este foarte important pentru că prin intermediul ecografiei putem identifica anumite patologii care să beneficieze de un tratament prompt și de multe ori poate să ne salveze viața. Care sunt acele ecografii pe care noi le recomandăm să le facem periodic? Screeningul anual cuprinde ecografia cardiacă, ecografia abdominală, ecografia mamară, ecografia tiroidiană, iar în ceea ce îi privește pe bărbați, iarăși dacă există istoric de cancer în familie, odată la 5 ani ar trebui făcută o ecografie mamară, o ecografie tiroidiană. În zilele noastre, ecografia nu mai constă doar în acea imagine alb-negru pe care o cunoșteam. Putem folosi tehnici de sonoelastografie, de exemplu, care ne dau informații despre duritatea țesuturilor și ne orientează în ceea ce privește procese benigne, procese maligne. Putem utiliza substanța de contrast ecografică, care este total diferită de contrastul CT sau contrastul IRM. Cu toate acestea, există circumstanțe în care anumite leziuni nu pot fi complet caracterizate cu ajutorul ecografiei și atunci medicul stabilește momentul în care există o indicație către computer tomograf sau RMN. Cum ne pregătim pentru ecografie în general? Pentru ecografia tiroidiană, ecografia cardiacă, ecografia mamară, ecografia musculoscheletală sau ecografia de părți moi, oricare ar fi ele, de regulă nu avem nevoie de o pregătire particulară. Pentru ecografia abdominală este recomandat să existe o pauză, un repaus alimentar de cel puțin 4 ore, iar cu o zi înainte, dacă se poate, să consumăm alimente care știm noi că nu ne balonează. Ecografia de tiroidă poate fi efectuată atât de femei cât și de bărbați. Patologia tiroidiană este mai frecventă la femei, e adevărat. Ecografia abdominală în zilele noastre servește identificării de leziuni în organe parenchimatoase, organe solide, ca de exemplu ficat, rinichi, pancreas, uter, prostată, da? Dar în egală măsură progresul tehnologic ne-a ajutat să oferim informații și în ceea ce privește tubul digestiv. Când vine vorba despre ecografia cardiacă, începem cu ce vârstă ni se recomandă să facem acest tip de ecografie? Ecografia cardiacă se recomandă de la naștere, adică neonatologul din primele zile de viață va recomanda o ecografie cardiacă. Când facem ecografie mamară, când facem mamografie? Screeningul obișnuit, între 40 și 45 de ani ne limităm la ecografie, după 45 de ani gold standardul este mamografia, care se face și ea anual. Cele două merg în paralel după 45 de ani anual, pentru că mamografia ne oferă imaginea de ansamblu, în vreme ce ecografia vine cu o imagine de detaliu pentru fiecare tip de țesut care compune glanda mamară. Ecografia transvaginală este recomandată a fi făcută cel puțin o dată la 2 ani. Teoretic, ea ar trebui să facă parte din screeningul uzual, anual, o dată cu Babe și Papa Nicolau. Datele ecografice se coroborează, bineînțeles, cu o serie de analize de sânge, dar în situația în care există o suspiciune că leziunea respectivă n-ar fi una blândă, ci dimpotrivă ar fi o leziune care s-ar putea îndrepta către un anumit proces tumoral, de exemplu, evident că se vor solicita investigații suplimentare. Vorbește lumea la